Deschide ușa aia mai repede, mă. Ce avem, mă, frate, de... Ce manechin căpuț, mă, frate, nu vrea să intre deloc. Îl împingă și intră, tata. Hai, împinge-l tu, na, na. Ba, nu mai pune mâna pe fundul lui Costel. Dar nu-i Costel, tata, e un manechin. Și ce dacă? Nu-i frumos. Bă, uite cum facem. Eu mă duc pe partea altă, îl iau în brațe, înțelegi? Și tu îl împingi, da? Bine, ia, hai. Ține-l aici. Ia-l în brațe. Da, așa. Hai. Dă-l încoace, dă-l încoace să-l trag. Ia, a, asta e, bă. Gata, l-am băgat, bă. Asta este, băi. Ce faci, băi, ce faci, băi? Îți rup urechile, șterge imediat poza, hai. Tata, dar tu de ce nu-i spui șefului tău tot adevărul? Băi, cum să-i spun, mă, adevărul? Că bietul Costel e la pușcărie. Nu ne-ar da afară pe amândoi? Am stricat imaginea poliției comunitare. Uite, tata, vorbei de lup și șeful la ușă. Auliu, mama! Trăi, șefă! Salut, salut! Dar Costel n-are gură să mă salute? A mâncat ceva nasol la seară și îi este rău. Da, da, măcar putea să spună și el un bura ziua acolo, nu? Aveți dreptate, aici aveți dreptate. Da. Măi, Costele, salută-l pe șef. Ați auzit? Dar ce-a pățit la voce? E, a băut ceva rece aseară și... Da, ia să văd. Urcă-te, tâmpit! Un țânțar! Stai mine! Un țânțar, un țânțar, vreau să vă muște. E, se poate cu... Băi, al doilea țânțar! Nu, ce de țânțar! Ia uite! Ia uite ce de țânțar! Bine, bine, auzi! Pă, șeful aici! Stai, curcă! Auzi! Să-i spui lui Costel să treacă pe la mine când și-o reveni. Da, să trăiți, să trăiți. Bine că a plecat. Vezi că mă duc la pușcărie să-l scop pe Costel de acolo, da? Hai, du-te și închide ușa. Hai, 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 hai! La cârciuma cu campace, unde toți higanizace, stă Costel prost de deștept, părăsit cu rar în pept. La cârciuma dintre vii. Bună ziua, maică! Bună ziua! E închis! Când se deschide? N-ai voie aici, mamaie! Măi, nu ți-e rușine să oprești o biată femeie de la țară? Unde ți-e respectul? Unde ți-e respectul? A, deci nu ești din București? Ba da! Dar am niște vecini, dar zici că stau la țară! Așa o fi, dar mata n-ai ce căuta acolo. Adică să mor și să nu-mi văd copilul închis? Ai tu inima să nu mă lași să-l văd? Bine, bine, du-te, dar... Hai, dar să fie o vizită scurtă. Da! La cârciuma, în capacit... Costele, Costele! Ce mi-ai făcut-o mie, maică? M-ai făcut de rușina Bucureștilor, maică! Băi, fratele, gardian, cine e baba ta? Dați-o afară de aici, vă rog frumos, că nu o cunosc! Nu mă mai ține, simțitule! După ce m-ai făcut de râsul azilului, îi lasă că ți-arăt eu ce stai! Stai, mamaie! Băi, ajutor, mă omoară nebună asta! Simțitule, mă! Poteți-mă! Dași, mă, că sunt Nelu! Bă, tu ești... Bă. Ia hainele astea de babă și du-te repede la secție că vrea să te vadă șeful. Șeful? Dar după ce termin cu el, vin coace să mă scoți de aici. Băi, nu pot. Cum să ies de aici? Ești nebun? Dacă să prindă ăștia, am pus-o. Mi-e frică, nu pot. Tu vrei să ne dea șeful pe amândoi afară? Lasă-mă, domnule, să intru. E, păi dacă ți-am spus că am acte, dar ce ești tu? Dă-mi, domnule, lasă-mă în pace. Domnul polițist, da. Eu am acte să le eliberați pe Costel Jurcă, că mi-am retras plângerea. Să văd actele. Păi, uitați actele. Ei! Da! Poftiți? Așa! Așa, mersi! Să rămână mama... Aoleu, dar cu Nelu ce e aici? Ce Nelu vedeți, doamnă? Nu e... Baba asta, ramolită! Nu e... Păi eu îl cunosc de la o poștă pe Nelu, după nasul ăsta, cât casa, uite la aici, voi mie îmi spui... Ce căutați deghizat în celulă, domnule? Chemați ajutoare! Chemați ajutoare! Stai, stai, stai! Stai, nu mai urla atâta! Sunt Enelu Curcă, polițist comunitar. Am sarcina să verific vigilența paznicilor. Și ce am constatat? Am constatat că nu ești. Dar îți mai dau o șansă. Pe viitor,
Să fii mai atent la cine intră în celulele astea, înțelegi? Altfel îți fac raport șefilor. Mulțumesc, domnule. Mulțumesc. Auzi, Costele? Eu vreau, mama, să spun că îți mulțumesc mult pentru gestul ăsta. Hai, lasă textele, că mă plictisești. Te eliberez și îmi retrag toate acuzațiile cu o singură condiție. Orice, fac orice, orice. Vreau divorțul. Mă, Lili, mă, nu e bine, mă, ce faci? Ascultă-mă, căsătoria e un lucru sfânt, mă, Lili. E, olu, ce mă, așa e, nu-i bine să-ți bagi joc. Așa e, mă, așa e, aveți dreptate. Mai ales că voi doi n-ați fost căsătoriți niciodată. Aha, păi dacă e vorba de căsătorie, aș putea să vă povestesc eu câte ceva. Dar ce ai fost tu căsătorită până acum și noi nu știm? Nu, dragă, dar am umblat cu mulți bărbați însurați. Hei, dacă eram eu una din nevestele alea înșelate, da, nu scăpai tu nepăruită de mine, știi? Bine, Lili, dar la Mihăiță să nu te gândești? Certurile dintre părinți nu ne fac bine copiilor. Vă spun eu că am avut parte de destule. Stai puțin, Nelu și Suzi din ce se certau? Cum din ce? Din nimic! Noroc că se împăcau foarte repede. Ai, aducea Neluțu flori, așa e? Tata! Da! Tata n-avea bani de flori. Tragea un sex de împăcare și gata. Băi, Costele! Băi, Costele! Băi, nu sta ca pouă, zi ceva! Ha? Hai, mă, lasă! Hai, mă, lasă-mă! Băi, nu te mai gândi la divorț, că o să discutăm despre asta mai târziu! Ei, nu mă mai gândesc, cum să mă gândesc? Eu, șeful, vine șeful! Bagă zâmbetul, bagă zâmbetul, mă, bagă zâmbetul, ia! Să trăiți, șeful! Pot să știu și eu de ce zâmbesc ca niște tâmpiți? Tu, Leo, să nu mai zâmbești, vrei să mă enervezi? Bă! Bagă fața mare, Costele, fața mare, Costele, fața mare. Asta e, asta e, e ca nou, gata. Așa mai merge. Uitați care-i treaba. Bine că l-ați chemat, șeful! Vreau să vă spunem că eu și Costel suntem într-o formă de zile mari. Mamă, ce formă suntem! Zi-mă și tu ceva, mă! Hai, putem lucra în două ture, să știți. Zi și noapte lucrăm. Lăsați gargara. E clar, ne dă afară, am încurcat-o. Am aflat despre problema lui Costel, așa că îi dau liber o săptămână să-și rezolve treaba și ție să fie alături de el în perioada asta. Dacă aveți o problemă, nu ezitați să mă contactați, da? Vă mulțumim, șeful, că sunteți înțelegător! Să trăiți! Mulțumesc mult! Sărut mâna, șeful! Sărut mâna mult de tot! Sărut mâna, domnișoara Bianca! Bună ziua! Ai rezolvat problema cu băieții, comandante? Se poate să vă refuz eu, domnișoara Bianca? Ești un drăguț ca de obicei! Sărut mâna! Mulțumesc de ajutor! Și ție mult succes la proces, Costel! Mulțumesc! Mulțumesc! Deși, sincer, n-ai nicio șansă! Nu, ce bine! Costele! Nu! Costele, curaj, nenică! E bine, Costele! Tot spus, sunt bine cu tine, mă! Hai, mă, lasă-mă, că e bine, mă! Hai, mă, lasă-mă, că e bine, mă! Aici, aici, aici! Bagă-te, bagă-te, hai! Gata! Adina! Hai, mă! Urmează dosarul 22, procesul de divorț intentat de reclamanta Lili Jurcă părâtului Costel Jurcă. Domnule judecător, cerem amânarea acestui proces întrucât părâcioasa, sau cum s-o numi ea, nu s-a prezentat. Adică vă dați dumneavoastră seama ce femeie este ea dacă nu s-a prezentat la propriul ei divorț? Dacă reclamanta nu se prezintă în termen de 5 minute, procesul se amână. Foarte bine! Așa e, așa e, domnule judecător. Bună ziua! Sunt domnișoara Lili Jurcă. Sper că nu pe mine mă așteptați. Ba, tocmai pe dumneata. Vreau să știu de ce ai întârziat. Domnule judecător, să știți că m-am simțit foarte rău și de aceea chiar vă rog, dacă se poate, să se termine foarte repede acest proces, pentru că eu sunt o fire foarte emotivă și un proces de divorț este o piatră de moare legată de gâtul unei femei care îți crește singură copilul. Luați loc lângă avocatul dumneavoastră și așteptați să vi se dea cuvântul. Mersi.
Spune unde ai fost? Unde se duce o femeie tristă înaintea divorțului? La coafor și la cosmetic. Te trebuia să mă aranjez și eu puțin, ca să vadă nenorocitul ăsta ce fel de femeie pierde. Culpat, Costel, jur că ați citit acuzațiile aduse de reclamant. Da, am citit acuzațiile, dar să știți că nu sunt de acord cu ele și nu vreau să divorțez. Se pare că vom avea parte de un caz interesant. Se intre primul martor! Domnule judecător, vreau să vă spun că eu sunt prietenul lui cel mai bun. Ne cunoaștem din copilărie. Încă de pe vremea aia, el s-a dovedit a fi un caracter bătăios și un copil plin de calități. Ce? Mi-aduc aminte de o întâmplare. Nu, lăsați-mă! Nu vă dau mingea! Nu vreau! Lăsați-mă! Lăsați-mă! Mulțumesc, Neluțu! M-ai salvat de la bătaie! Sărut mâna! De câte ori ai nevoie să mă strici, că eu vin? Bine! Pa! Salut! Păi, din povestea dumneavoastră nu rezultă deloc că ar fi un caracter foarte bătăios, ci mai degrabă că e un fricos și dumneavoastră sunteți un tip curajos. Ați prins exact mesajul, domnule judecător! Vreau să spun că, datorită faptului că el era fricos, mi-a dat mie ocazia să fiu un erou, ceea ce este foarte frumos din partea lui. Dar să știți că el, Costel, n-a fost tot timpul fricos. Mi-aduc aminte de o întâmplare din armată. El vroia să fie primul. Zi, ai rezolvat ceva? Am găsit o tipă care ne așteaptă dincolo de zid. Dar știi cum e? Aueliu! Știi ca din revistele alea de sub salteaua ta. Am plecat, pa! Apa, unde duci, bă, tată? Eu am aranjat, eu mă duc primul, nu-ți e rușire. Cum să duci tu? Stai, mă, că eu mă duc primul! Hai, mă, lasă-mă pe mine. Eu vreau să fiu primul! Ce vrei, mă? Eu vreau să fiu primul! Lasă-mă! Eu vreau să... Unde? Unde e, să văd? Unde e? Păi, din povestea dumneavoastră, n-am văzut decât că părâtul este imoral. Păi nu! Pe vremea aia nu era căsătorit cu inculpata. Era liber ca un fluturaș. Gata, gata, v-am ascultat destul. Vă rog, luați loc în sală. Următorul martor! Să trăiți! Domnule judecător, să știți că eu îl cunosc de foarte multă vreme pe domnul Costel. Și cum l-ați caracteriza? E un nenorocit, domne! Nu, popa! Sebastian. Acuzația dumneavoastră este foarte gravă. Puteți aduce dovezi? Da, da, da! Nu e de nasul ei, domne! Un tip de 2 lei ca ăsta n-are ce căuta lângă o adevărată doamnă! Pe domnule judecător! Doamna Lili are nevoie de un bărbat aflat la maturitate, domne, să-i facă curățenie în casă, să-i facă dimineața piața, domne! Domnul Popa, domnul Popa, să revenim la domnul Costel Jurcă. Ah, la nenorocit? Dar e și ea femeiat! Provida de garsoniera mea și mi-aduce în fiecare seară femei de calitate îndoielnică. Ce bine miroși, creațu! Oh, și tu ce piele fină ai, blondo! Ce frumos ești, Costele! Este! Și ce puternic ești, Costele! Oh, este! Numai proasta de Lili nu și-a dat seama! Ți-ți pare rău? Îmi pare rău! Uite că acum, în loc de o fată, am două. Costele! Ce vrei, bă? Căpește-te, vine americanul! Bă, popa, tu nu vezi că am treabă? Hai, marș afară! Unde rămăsesem? Da. De aceea vă spun că doamna Lili nu are nevoie de un asemenea tip, ci are nevoie de un om serios, care să știe să-i aprecieze calitățile. Mersi. Ce-ai?
Onorată instanță, pot să pun și o întrebare martorului? Se aprobă. Ia zi, Popa, a fost scumpinelul pe care l-ai cumpărat lui Lili? Mm. Păi scump, domnule, că am meritat, nu? Pentru că... Nu mai zic nimic. Vedeți cum s-a dat de gol, onorată instanță? Vă spun eu, Boșorogul are tot interesul să se dea la doamna Lili. De-abia așteaptă să divorțeze ca să se dea la ea. Asta face domnul Popa. În cazul acesta, liniște, liniște, în cazul acesta, mărturia este nulă. Vă rog, următorul martor. Așa, foarte bine, foarte bine. Unde e Adina? Tâmpita iar a încurcat sălile. Vă ascult. Domnule judecător, vecinul nostru Costel este un băiat de nota 10. Nu există vecin mai drăguț decât el. Mereu ne ajută cu banii, cu tot felul de servicii. Știți cum l-am poreclit? A? Ia spuneți, vă ascult. Salvatorul Costeluș. Taran! Ce ziceți? Bună dimineața! Bună dimineața! V-am adus bomboane. Mulțumim, Salvatorule! Oh, ești un dulce. V-am adus și bănuții pe care mi-ați cerut. Oare ce ne face noi fără tine? Hai, plecați la treburile voastre, că rămân eu să spăl vasele, să fac curățenie. Hai! 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 Hai, pa! Dulce! Pa, pa! Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Păi și ce să vă mai spun? Se uita pe gaura cheii, vă vine să credeți pe gaura cheii? Adică... N-am spus că ne oprim cu povestirea la partea cu bomboanele, asta nu trebuia povestit. Ce-ai făcut, uita de gol? Ia, termina, terminați cu cearta și reluați-vă locul în sală. Și spuneți mersi că nu vă amendez. Mersi. Următorul martor. Domnule judecător, vreau să vă spun că domnul Costel este un om foarte, foarte curajos. Da, da. De exemplu, am fost cu el și cu tata la munte. După noi s-a luat un urs. Așa. Noi am alergat și am ajuns în vârful unei stânci. Atunci am avut doar două variante. Ori să o luăm pe la cascadă, ori prin pădurea cea deasă. Atunci... Ați luat-o pe la cascadă și ați căzut în capcana ursului. Exact, dar de unde știți? Ăsta este cel mai nou tip de joc pe calculator. Ursul cel șmecher. L-am cumpărat și eu pentru băiatul meu. Treci în sală să nu mai minți niciodată! Costele, îmi pare rău, eu am încercat acum dacă... Reclamanta Lili Jurcă. După ce ați auzit depozițiile martorilor, mai aveți ceva de adăugat? Domnule judecător, eu rămân la părerea mea. Părâtul ăsta e un nesimțit. Niciodată nu mi-a satisfăcut nicio dorință. Nici măcar un frigider care face automat gheață nu mi-a luat. Ce să mai vreau să divorțez? Gata! Ședința se suspende, ne revedem mâine dimineață. Mă, trage-mă de-n bloc! Aolu, ce trage-mă de el, mă! Opa! Opa, uite aici! Unde, mă? E foarte bine aici! Aoleu, bă, frate! Aoleu, mă, nenică, mi-a rupt spatele! Știu, dar merită, bă, Neluț! Lili și l-a dorit întotdeauna pe ăsta! Dacă știam că visează la el, îl cumpăram de mult, băi, frate, eu! Ce? Asta-i? Fii atent cum face! Eu mă pitesc prin casă pe undeva și tu-i prezinți cadou. Pe cum? Cum adică să-l prezint? Așa ca la reclamă? Să-l descriu? Sau... Bă, tu ești prus sau te faci? Frigiderul este doar un pretext ca să vorbiți despre viitorul care vă așteaptă împreună. Pipă, tu îi spui cum vii tu de la piață încărcat cu de toate, nenică. Vii acasă, deschizi ușa, deschizi frigiderul. Înțelegi? Bă, ce faci? Ești atent când îți povestești, sau ce faci? Da, mă, zi acolo. Așa, acolo. Îl umpli cu de toate. Da. Ia-ți gătește ție fel de fel de miru. Nu vreau să mai am nimic. Ți-a venit? Hai! Bată. Unde, mă? Păi și eu. Și eu, mă,
și eu. Unde tu și tu, mă? Tu rămâi afară, mă, să-i prezinti cadou, mă. Ies după aia, mă. Mai întâi vreau să văd ce reacție are la frigider și pe urmă ies afară. Dar n-am să crede sfaturile tale. Te rog, lasă-mă face. E treaba ta, Lili, dar eu îți spun că te grăbești. Gata, Bela, gata, te rog. Bine, Lili. Uite, trebuie să-ți fac o mărturisire pe care n-am mai făcut-o nimănui. E, ce mai? Uite, și eu l-am înșelat pe Nelu. Ce ai făcut? Da, l-am înșelat. Aoleu, și el ce a zis? Păi ce să zic, m-a iertat și a trecut peste, măi nitișor, într-un cuplu. Trebuie să știi să depășești problemele grele. Asta e, hai te rog, mai gândește. Da, mă, poate că ai dreptate, vezi? Dar ce să zic? Adică, Bela, tu m-ai înșelat pe mine? Stai puțin, că vorbim acasă despre... Ce acasă? Ce acasă? Vorbim aici să ne audă și să ne vadă toți! Adică eu să tac când tu m-ai înșelat pe mine? Așa? Măi, Nelu, tu nu înțelegi că aș fi fost în stare să mint orice ca să o determin pe femeia asta să nu divorțeze? Adică nu m-ai înșelat? Măi, puiul meu, cum să te înșel eu, mă, pe tine, mă, iubire? Adică tu m-ai mințit pe mine, Bela, da? Adică eu cred că tu ești cea mai bună prietena mea și tu ce faci? Ieșiți afară amândoi acum! Acum să ieșiți! Da, mă! Frigiderul ăsta ce e aici? Mama, eu m-am gândit că ar fi bine să-ți aduc un frigider, că ți l-ai dorit toată viața. Tu ce cauți, mă, aici? Ieși afară imediat! Eu cu frigiderul! Ieși afară, că nu mă sensibilizezi pe mine! Da, frigider, nesimțitule! Acum să-l cărăm, mă! Nu, lasă-l acolo! Că-mi place, e frumos! Ieși-ți afară, hai! Haide, acum! Ieși-ți afară! Nesimțitule, tu ce credeai, Costele? Asta lasă-l aici, că îmi place. E frumos, e grafit. Tu stai aici. Vreau să vă spun că acum sunt și eu de acord cu divorțul, domnului judecător. Mi-am dat seama că dragoste cu Sila nu se poate. Așa că aș vrea să terminăm frumos toată povestea asta urâtă. Nu mai pot, am obosit să trag singur la căruța familiei, credeți-mă. Hățurile sunt acum în mâna dumneavoastră și v-aș ruga să decideți așa cum considerați. Mulțumesc frumos! Da! Costele! Liniște, vă rog, liniște! Cum a fost, mă? Păi, Costele, ai talent, bă, tată. Eram gata să plâng. Măi, dar trebuie să recunoști că și textul meu a fost bun, chiar dacă ai mai sărit din el. Trebuie. Ce să fac, mă, emoțiile, asta e. Lasă că să sperăm că de data asta o să ai noroc. Succes! Liniște acolo, vă rog frumos. Da, da. După ce l-ați ascultat pe inculpat, reclamant, mai are ceva de spus? Domnule judecător, am reflectat asupra situației. Aș putea să-l iert pe acest om că mi-a adus prea puțin bani în casă, că m-a neglijat pe mine și pe copilul meu Mihăiță, că nu mi-a dat prea multă atenție, dar pentru că m-a înșelat, nu pot să-l iert niciodată. Așa că vă rog să-mi acordați divorțul. Asta e. Nu mai e nimic de făcut. În acest caz? Nu mai o clipă! Ce? Am și o declarație foarte importantă de făcut. Uite ce cavaler frumos avem! Parcă să-l luați direct de la muzeul de istorie! Bă, dacă mai faci mișto de noi, te împun cu sabia asta scuțită, să știi! Și eu cu buzduganul! Iar eu, chiar dacă am armură de fier, așa? Să știi că îți urăsc casă de piatră! Bă, băieți! Bă, vă rog frumos, inventați ceva să scap de nebună, să rămân cu voi! Nu mai pot! Mă stoarci! Costele! Hai, mă, mică, hai, mamă! Hai, mamă! Alătii-o, bă! Mamă! Ce faci, mă, acolo? Te joci de-a pisica, a? Nu te-a